Minulescu sau Nina Casian? E complicat cu Nina Casian din multe puncte de vedere. Și aici ajungem și la nivelul etic și la tot ce înseamnă congruența sau locul de întâlnire, intersecția dintre etic și estetic, să spunem. Și... Contează? Contează. Contează. Sigur că aici sunt două școli de gândire sau mă rog două feluri de a vedea lucrurile cei care spun n-ar trebui să ne intereseze ce a fost omul, ce a făcut, ce, ce opțiune a avut ce crime a făcut sau ce uh, idei idiote a aruncat în spațiu public, trebuie să ne uităm doar la ce a scris sunt cei care spun uh, nu, a greșit uh, a greșit fundamental îi aruncăm literatura la gunoi Niciuna dintre uh, opțiunile astea nu mi se pare uh, de urmat. Adică, nu, cred că ar trebui să găsim o cale de mijloc între asta. Nu putem să închidem ochii, nu putem să uităm, nu putem să facem tabula rasa în memorie, dar, pe de altă parte, e adevărat că în toată istoria artei au fost oameni cu... Problemele lor, cu greșelile lor, cu idiosincraziile lor, care au făcut lucruri admirabile în, în arta în care s-au exprimat. Acum, dacă vorbim de literatură, hai să vorbim despre Selin, fascist, despre Pound, fascist, despre niște poeți excelenți care au fost comuniști în România, Union Gheorghe, despre care se vorbește foarte rar astăzi. Inacasia nu a fost o poetă chiar atât de bună, după părerea mea. Are niște lucruri care, pe care le poți citi după 50 de ani cu interes, dar nu are nimic uh, cu adevărat memorabil din punctul meu de vedere. Nu -i, nu -i nimic, nu niciun poem al ei sau o carte întreagă la care să mă refer cu entuziasm. Lotopoeme, poeme, sigur, limba spargă, sângele, niște lucruri așa mai spre expresionism sau spre un fel de intimitate care se cere uh, expulzată cu tot, cu ghiare, cu dinți, cu sfâșieri. Dar, părerea mea e că nu a avut niciodată... a rămas mereu într-o zonă safe, nu a, nu, a, nu a riscat până la capăt niciodată. Dovadă și ce a făcut în anii 50 cu literatura proletcultistă. A fost, a fost o persoană foarte ambițioasă și asta de multe ori în literatură strică. Ambiția nemăsurată, Afectează grav uh, literar, fenomenul literar. Și mai sunt astfel de exemple de oameni care au ratat la mustață. Maria Banuș, de exemplu, debutează cu o carte superbă. Cred că e prima carte foarte bună care rămâne, trebuie să rămână, uh, scrisă de o femeie în uh, poezia românească, Țara Fetelor, după care. A făcut pactul ăla, s-a adaptat noilor comandamente și cerințe ale epocii eroice de după 1947 și a făcut niște mari porcării. Sigur că după 60-65, când lucrurile s-au relaxat, și ea, ca și Deșliu, ca și Jebeleanu, ca și Nina Casian, au încercat să revină în, în peisaj de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar e greu să, să mai revii, e, eu n-am văzut filmul, dar am văzut trailerul și în trailer este expresia asta care mă urmărește și trebuie să văd filmul, măcar pentru expresia asta. Zice Nina Casian, n-am pierdut sânge moral pentru ce a făcut între 48 și spre 60, eu cred că a pierdut găleți de sânge moral, dar a avut inteligența sau tăria de caracter să-și pună perfuzii în așa fel încât să revină credibil în scenă ceea ce alții n-au reușit. Maria Banuș nu a mai revenit niciodată credibil în literatura română. Nina Casian, da, e o poetă care a avut parte de o mare popularitate, cred, în anii 60-70 și care cred că în America e încă cel mai cunoscut sau unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români după ce a rămas acolo, că a fost invitată ca profesor și a rămas și au apărut cărți care au fost primite bine și au fost Aici paradoxul e iarăși, paradoxul istorice, că a fost uh, privită ca o dizidentă, ea care fusese orice altceva, numai dizidentă, vreme de vreo 15 ani, 15 ani în care foști prieteni, tovarăși, camarazi, uh, fuseseră pe la canal, fuseseră prin pușcării, Constant Negaru murise la 33 de ani, în urma bătăilor în de securitate. Uh, uneori te întrebi, revenind la ce vorbeam cu partea etică, te întrebi oare ce simțeau, oare ce credeau oamenii ăștia când știau, când auzeau că prietenii lor de cu câțiva ani în urmă uh, sunt în, uh, în situații atât de, de dificile. Unii n-aveau drept de muncă, trăiau de pe azi pe mâine, alții au făcut pușcărie, Caraion a fost atâția ani de două ori în pușcărie și tu să scrii globiu despre, despre un, un regim care numai literatură nu voia de la tine, de fapt, nu voia decât propagandă. E, și aici asigur că, odată ce am spus astea, pare că înclin spre acei ce zic că um, un compromis moral major uh, face o întreagă operă ilizibilă. Dar nu cred că e așa, fiindcă am și exemplele inverse. Adică oameni care, în ciuda compromisurilor și a alianțelor problematice și condamnabile astăzi pe care le-au făcut, totuși au lăsat niște cărți exemplare. Vorbeam despre Ion Gheorghe, care este contemporanul nostru, care e un poet în viață despre care nu vorbește nimeni nimic și mi se pare foarte nedrept. Doar fiindcă omul ăsta după 90 s-a declarat în plină fervoare anticomunistă maoist. El totuși are niște cărți pe care, peste care nu putem trece așa, doar fiindcă el se, se considera și se afirma comunist. Nopți cu lună pe Oceanul Atlantic, scrisorile esențiale din 66 sau 67, e una dintre cele mai frumoase cărți de poezie, cred, scrise după al doilea război mondial. Nu poți să te faci că cartea nu există. Deci lucrurile sunt, sunt, împărțite și sunt complicate aici. Unde faci, unde faci diferența? Eu când eram puști, pe la 19-20 de ani, îmi doream să fiu, era perioada identificărilor, îmi doream să fiu Ion Caraion. Și după aia, după vreo 2-3 ani, a ieșit toată povestea cu cazul Artur și uh, am avut o intensă senzație de greață. Eu am vomat, în creierul meu am vomat, dar nu pot să mă lepăd de carayon și nu pot să mă prefac că nu a scris niște lucruri foarte frumoase pe care le-aș le reciti și le recitesc uneori cu, cu uimirea, cu stupoarea din tâi. Sigur că rămâne în spatele meu, în spatele cerebelului, instanța aia care spune da, omul ăsta a fost... A făcut niște lucruri incredibile de la acțiunile lui, cum i-a trădat pe prieteni, și cum dădea sfaturi securității, capitanilor de securitate, cam ce să facă să îi liniștească pe unii sau pe alții. Dar aici sunt tot felul de, de lucruri de psihologie pe care e foarte greu să le să intrăm noi și să le dezghiocăm să le, să, să le găsim niște explicații. Da, omul a trecut prin, i-a trecut glonțul pe la ureche, a fost condamnat la moarte.